întrebare este un protest în acest moment, departamentul tehnic de la Tarom, 100 de persoane protestează, vor plata orelor suplimentare. Acolo este a fost în derulare o analiză pe orele suplimentare. Nu acesta este singurul motiv. Înțeleg că ei mai au și niște nemulțumiri generale despre modul în care a început să se schimbe procedura de lucru în Tarom în acest moment, pentru că deja acolo sunt niște schimbări și vom avea, nu vreau să spun mai mult, și săptămâni de care vin, veți mai vedea niște schimbări la Tarom.